Am revenit cu frumoasa Larisa, nu chiar din Casa Iubirii, pentru că a trecut deja o perioadă de timp, cam o săptămână de când a părăsit Casa Iubirii, dar a venit în platoul nostru. Bine ai venit, frumusețe! Bine v-am găsit! Ce faci, draga noastră? Cum ești? Sunt, în primul rând, foarte onorată să fiu aici alături de dumneavoastră. Și ne bucurăm tare mult! Și sunt puțin emoționată, pentru că este prima dată când eu apar în direct la o emisiune și cumva... cred că trebuie să mă obișnuiesc puțin. Cum e viața de după Casa Iubirii, ca să zic așa? Ce ți-a adus? O grămadă de avantaje, pot spune. În primul rând, mă consider mult mai puternică după experiența asta și consider eu că sunt puțin mai curajoasă. Oricum, mi-a adus foarte multe avantaje, foarte multe beneficii prezența mea în Casa Iubirii. În prezent mă consider puțin mai liniștită. Mi-am reluat viața, să spun așa. Am început să ies mai mult în aer liber, să mănânc mai sănătos. Cumva am revenit la viața mea de înainte de Casa Iubirii. Care e viața ta de acum? Adică ce faci? Petrec foarte mult timp în aer liber. Îmi place foarte mult. Îmi place să gătesc. Îmi gătesc zilnic. Evit mersul la restaurante sau chestii de genul ăsta. Ies foarte mult cu prietenii mei în oraș. Și cam asta, momentan. Momentan mă odihnesc. Ca să ne spun așa. Mai dreptate. Și mă gândesc că te și uiți la televizor, dacă la tot ce se întâmplă, acolo în Casa Iubirii, pentru că se întâmplă lucruri în fiecare zi. Așa și așa. De obicei, dimineața la cafea mă mai uit la emisiune. Bine. Asta pentru că recent, sper că ai văzut, dacă nu, uite, o să-ți oferim noi imagini despre asta. Iulia, împreună cu Robi, au tot felul de tachinări pe care cu siguranță le știi, pe care bineînțeles că Virginia le vede acum din postura de femeie liberă. Și simte că asistă la o piesă de teatru pentru care își vrea banii înapoi. Mă uit la un teatru ieftin. Mă uit la un teatru ieftin în momentul de față. Am plătit biletul degeaba. E la comportament încă sunt așa. E minți. Nu vă mint. Vei cu noi? Auzi? Pa! Jur că nu mint. Ce e, Virginia? Toată ziua ai avut niște fețe. E expresivă. Foarte expresivă și deloc înspre bine, înspre rău, ca și cum nu i-ar conveni ceva. Am văzut bine? Îmi convine tot. Ce nu ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut dansul Iuliei cu Patrick? Ba da, dansul Iuliei cu Patrick mi-a plăcut. Dar? Observațiile mele n-au fost vis-a-vis de dans. Am zis că îmi vreau banii înapoi, că nu-mi place piesa de teatru. Dar cum se numește piesa de teatru? O scrisoare pierdută. Și cine a pierdut scrisoarea? Eu. Și ce actori joacă în piesă? Robi. Robi și mai cine? El. El, bine, el cu Iulia, dar teatrul e din partea lui. Ah, bun, sigur și neliniștit. De ce joacă teatru? Așa mi se pare mie, este părerea mea. Iulia poate să-și ia și ea bilet sau ea face parte din piesă? Ea face parte, dar cred că ea nu știe că e într-o piesă. Și se folosește Robi de ea, de Iulia? Părerea mea? Da, că tu știi piesa, tu ai urmărit tot, tu ai dat banii degeaba, tu nu ne recomanzi. La piesa la care mă uit eu, da. Există șanse de împăcare între mine și Robi? Nu se știe niciodată. Îți spun eu că niciodată. Eu am fost sinceră. Și ceea ce am făcut este pentru că am simțit și niciodată nu m-aș întoarce lângă Robi, având în vedere ce s-a întâmplat. Deci acum, ca un fin cunoscător a situației, a lucrurilor, Larisa, te întreb pe tine, ce părere ai tu despre relația de prietenie dintre Robi și Iulia? Din punctul meu de vedere, nu cred că ei chiar vor o prietenie. Dar? Eu, din câte am înțeles de la Iulia fiind fosta mea colegă de cameră, discutam foarte multe, suficient de apropiată. Încă mai este ceva, dar nu știu dacă ar trece peste orgoliu. Cine, Iulia? Iulia, da. Ok. Din punctul meu de vedere, ea ar vrea să se reapropie de Robi, dar e orgoliu ăsta că a fost cu Virginia și acum cum să-l iau eu înapoi, nu... exclus. Așa mi s-a părut și mie. Da, așa mi se pare foarte interesant. Dacă ți minte, draga mea, da, că tot vorbeam despre asta și ziceam, tachinările se prea apropie, prea se... Dar Robi e un tip foarte jucăuș. Mi se pare că face glume nu cu toată lumea chiar. Oho. Adică nu... Dacă ați observat și dumneavoastră, el tinde să aibă glume cu Iulia. Cu mine nu. Și eu sunt o persoană foarte... Adică îmi place să glumesc, țin la glumă. Da. Bineînțeles cu o limită, dar țin suficient de mult la glumă. Și niciodată nu a făcut cu mine genul de glume pe care le face cu Iulia. Crezi că e rănită Virginia acum? Sau geloasă? Sau... Cum o vezi? Bineînțeles că este rănită, doar că este și ea la rândul ei orgolioasă și chiar dacă ar vrea pe viitor să se împace cu el, cred că nu ar face-o strict din orgoliu. De multe ori am stat noi aici la emisiune și am vorbit într-adevăr despre reacția oamenilor, inclusiv în ceea ce te privește. Nu știu dacă n-ai văzut. Am văzut. Despre reacția oamenilor în funcție de ceea ce voi faceți sau ați făcut acolo în Casa Iubirii și am stat de multe ori să mă întreb cât sau ce ar trebui să conteze mai mult. Ce părere au niște oameni care până la urmă nu ne cunosc. Într-adevăr, ne urmăresc, ne sprijină, ne susțin, dar nu ne cunosc și iubirea sau dragostea sau sentimentele pe care le avem, care ne împing să facem tot felul de lucruri acolo în casă. Ce ar trebui să cântărească mai mult? Cred că pot spune că din cauza contextului cântărește mult și ce spun ceilalți. Pentru că dacă am fi în viața noastră de zi cu zi, probabil am lua altfel anumite decizii. Dar fiind într-un mediu atât de expus, precum emisiunea Casa Iubirii, și eu de multe ori recunosc că am gândit în felul acesta. M-am gândit că ce va spune lumea și cumva chestiile astea sunt înregistrate, filmate, rămân acolo mult timp. Și mereu m-am gândit, când am făcut ceva, am gândit-o așa, cum o să arate. Da. Deci cum o să arate? Sincer. Deci ai luat decizii cumva sub impulsul presiunii publice. Ceea ce spune publicul. Regreți ceva? Singurul regret 100% este că probabil am dezamăgit. Probabil când m-am întors în emisiune sau chiar când am pășit în sezonul 3, oamenii și-au creat anumite așteptări din partea mea și cred că eu i-am dezamăgit. Simți că i-ai dezamăgit? Prin decizia de a pleca. Prin decizia de a pleca. Bine, n-a fost decizia ta. Poate a fost prea multă presiune până la urmă, că știi cum e, fiecare poate să suporte cât poate să suporte. Exact. E o chestiune pur umană. Și asta, plus că mie nu mi se pare că a fost decizia ta, că nu tu ai ridicat mânuța și ai zis vreau să plec acasă și cumva ți s-a deschis ușa. Adică tu ai avut o dorință, într-adevăr, dar în funcție de ceea ce s-a întâmplat, în funcție de voturi, de nominalizări și așa mai departe, la un moment dat, ai ajuns în punctul ăsta. Scuzați-mă, vă rog că v-am întrerupt. Nu, te rog. La un moment dat mi-am rugat susținătorii, cei pe care îi consideram eu mai puternici, care votau masiv, să spun așa, i-am rugat să nu mă mai voteze pentru că deja nu mă mai simt favorită multă vreme, e adevărat, e și protejată astfel. Mergem un pic mai departe. Aici e foarte interesant. Îmi place mult. Sunt curioasă dacă știi bucata asta. Se întâmplă o șmecherie din care noi înțelegem foarte multe despre Roberta. E o socoteală pe care vă invităm să o urmărim împreună, dar să fiți foarte atenți. Exact, cu atenție, cu mare atenție, vă rugăm tare mult. Dați cafeaua la o parte, ochii în televizor merită. Adu-mi și mie pe Roberta. Că vreau să termin discuția cu ea aici, cum aș fi început. Nu cred. Nu așteptăm la asta. Asta a stat pe lângă Robi, Ștefan în ultimul timp? Da, eu știi că ți-am zis ieri? Nu cred. Vreau să discutăm. Cum a început discuția aici să se și termine. Bine, hai să discutăm. Nu m-am gândit să irosesc o cameră pe scenă. Pentru că aș fi vrut să chem pe altcineva, îți dai seama, dar vreau să se termine toată discuția aici. Eu nu mă chem mâine la camera, și să fie clar. Crezi că șoc am luat-o? S-a lins pe bot faza asta. Nu mai zice așa. Ce-a zis? Că poate au pus punct. Dar nu contează, adică putem să ne vedem și noi doi, poate aveam și eu nevoie să mă văd cu el acum. Și l-o chemă pe Roberta. Am avut și eu ieri o zi nașpa. Nu? Nu se gândi? De ce te-a chemat? Păi poți să ne zici. Să vorbim. Ce? Ce? Ce ați vorbit? A zis că n-a vrut să irosească camera asta roșie și că vrea să discutăm, că... Vrea să irosească? N-a vrut să o irosească. Păi a făcut-o. Stai, dacă ar fi chemat-o pe Rebecca, ar fi fost irosită? Asta e nasol. Habar n-am, nu știu, a zis că... Fix așa a zis? Da, așa a zis, n-am vrut să irosesc camera roșie și am vrut să vorbim. Pot? Ce ați făcut cu Ștefan, vă rog, aduceți-l înapoi pe Ștefan. Nu-l mai lăsați în preajma lui Robi. E zi tu, draga noastră, da, Larisa, să nu zicem noi. Nu, iubita mea, se numește minciună prin omisiune. N-a zis nimic, doar că a omis o bucată importantă. Sincer, cred că și eu de multe ori am făcut joculețe de genul acesta. Ok. Și pentru că îmi doream să scot anumite reacții din partea anumitor fete, anumitor concurente. Și sunt niște, aici, în cazul acesta, cred că au, da, au primit conexiune. Da, au primit conexiune, doar cât s-a văzut Ștefan fiind în cameră, ele văzând-o pe Roberta că pleacă. Și Rebecca să înceapă să plângă. Să plângă, draga de ea. Dar... Dacă aș fi văzut-o în postura asta, cu siguranță eu m-aș fi oprit. Nu aș fi plusat atât de mult. Și i-aș fi spus motivul pentru care... Asta voiam să te întreb. Ok, poate și tu ai făcut joculețe de genul ăsta, dar sincer acum, sincer, că până la urmă sunt chestii umane pe care le facem în viața de zi cu zi. Ai rănit pe cineva în procesul ăsta? Nu, nu. Sau dacă aș fi văzut că se ajunge la asta, m-aș fi oprit și aș fi spus, uite cum stă treaba, asta, asta și asta. Nu-mi doresc să văd astfel de reacții, adică m-aș pune în locul... Rebecca. Da, empatizezi. Ți s-a întâmplat vreodată să ți se aducă în casă vreun reproș că ai fi într-un fel? Oh, doar într-un fel? În foarte multe feluri. La nervi, la oboseală sau pur și simplu? Din partea celorlalți sau... Nu. Adică pur și simplu... Nu, adică... Păi că sunt trea, sunt trece, suflet de gheață, inimă de piatră, de... Oh. Nu știți, eu sunt Larisa cu inimă de gheață, cu toate astea. Am vorbit și noi, să știi, de câteva ori despre imparțialitatea asta ta și despre faptul că întotdeauna nu se citeau multe cuvântul de căutat în dicționar este placidă. Da. Nu-i de rău. Nu-i de rău, da. Definește, adică bagă motoare. Aș mai avea o ultimă întrebare. Ce sfaturi ai pentru concurenții din Casa Iubirii? Să fie sinceri. Ok. Și să facă ceea ce ei simt, pentru că eu nu am făcut asta. Cel puțin nu de fiecare dată și poate și acesta este un mic regret. Îți mulțumim foarte mult, Larisa. Mulțumim. Ne-ai arătat o față pe care, într-adevăr, nu știam, pentru că și noi credeam la rândul nostru că ești placidă. Iată că ești un suflet cald, deschis. Și îți mulțumim și pentru revelația asta. Toată lumea atunci când mă cunoaște spune asta. Vă mulțumesc din tot sufletul meu și mă bucur. Și noi ție. Stai acolo, stai acolo. Nu? Da, stai acolo liniștită. Mulțumim tare mult, Larisa.